a fost soldată cu gol, a respins portarul și, a centrat Momcilovic în fața porții Petru Noiere. Bate Bălașa. Minutul 27. Bălașa spre poartă. Gol! Gol! Bălașa! Ce perioadă fantastică pentru executanții loviturilor libere din echipele noastre. Bălașa iese la rampă cu o execuție impecabilă în minutul 27 și deschide scorul. Fantastic! De la 30 de metri prinde vinclul mingea șutată de Bălașa. După cum am spus, parcă am anunțat acest gol. Se pare că Budescu are concurență la, bate loviturile libere. E o concurență benefică și dacă am văzut două goluri superbe în, aceste două meciuri, sperăm poate să mai găsim și un al treilea executant să, tot avem parte de astfel de, reușite. Așa este, după ce am văzut șutul lui Cristi Ganea de acum o săptămână, fenomenal. Acum, iată, iese în evidență fundașul central al Stelei, Mihai Bălașa, cu acest gol care deschide porțile calificării pentru vicecampiona României. De remarcat.